Constanța poate face în continuare victime după ce ieri o porțiune de 50 de metri a căzut peste doi trecători și a curmat viața unuia dintre ei. Astăzi nu s-a schimbat nimic. Mai multe bucăți de gard sunt înclinate și pot cădea în orice moment. Explicația administratorului este halucinantă. Constanțenii sunt îngroziți și stau cât mai departe de gardul cimitirului. Nimeni nu vrea să aibă soarta bărbatului care a pierit ieri strivit de plăcile imense de beton. Acum sigur că te-am frică. Nu mai trece nimeni pe aici așa, care știu. Nu, acum n-aș mai trece, dar am trecut ieri cu 2 minute înainte. Am traversat de aici, de la bazar, am trecut pe lângă gard. Țeava care susține acest zid, după cum puteți vedea, este deja ruginită, iar specialiștii spun că în mod normal ar fi trebuit ca mai multe astfel de țevi să susțină o placă așa mare de beton. Inspectoratul de stat în construcție l-a obligat pe administratorul cimitirului să dărâme și restul gardului. Doar că tragedia de ieri pare să nu fie suficientă, iar începerea lucrărilor a fost amânată. Luni dimineață e programat și macara, și trailer, și oameni de specialitate, că noi nu suntem de, noi nu putem, nu pot să iau oamenii de la care sunt angajați la firmă la noi, pentru că nu sunt de specialitate. Până atunci se caută vinovații. La prima vedere se pare că responsabilitatea este comună, pe de o parte a primăriei, prin primarul Radu Ștefan Mazăre, de cealaltă parte a firmei care a concesionat cimitirul. Primarul Constanței spune însă că în contractul de concesionare pe care l-a încheiat cu societatea care administrează cimitirul scrie negru pe alb că responsabilitățile administrative revin exclusiv firmei respective. Administratorul cimitirului va trebui să explice de ce țevile de fier care susțineau gardul erau atât de subțiri și puține la număr. Iar oamenii se roagă ca până luni să nu se mai prăbușească bucăți din gard. Avem știri pe scurt acum.